Salariații Consiliului Județean riscă să lucreze pe omenie în următoarele luni. Bugetul instituției s-a golit și pentru ultimele luni ale anului nu se pot achita drepturile salariale. Noiembrie nu este asigurat cu salarii, sperăm prin rectificare să primim această sumă în care să asigurăm și salariile respective. Și alte cheltuieli după luna noiembrie? Alte cheltuieli ne mai gândim, pentru că deocamdată am redus orice fel de cheltuială, rămânând doar cele de strictă necesitate. Economie. Acesta este cuvântul de ordine din cadrul Consiliului Județean. De la consumabile și până la benzină s-a redus tot. Chiar și așa banii tot nu ajung. Telefoane, benzină, motorină, curent electric, apă, canal, din astea așa la care putem noi umbla printr-o bună înțelegere a faptului respectiv. Înseamnă o economie de cât? N-am contorizat, o să vedem cât economisesc. Încercăm să facem economii la maxim. În cazul în care nu va veni rectificarea bugetară, pe noiembrie o să rămânem fără salarii și o să le luăm în 2013. Consiliul Județean are probleme și în asigurarea fondurilor pentru plata asistenților maternali. În acest sector, alocația de hrană nu s-a mai dat de 3 luni.